Bine ne-am regăsit, dragi prieteni, din nou, de data asta cu o montură, cum bine vedeți aici, cu momitor, cu două ace, o montură care nu se încurcă și sigur o să vă placă și chiar vă rog, că eu am probat-o astăzi la pescuit și am prins și crab și caras. Și ne trebuie patru perle. Deci eu vă fac cu astea albe, perle cu gaură. Să vedem, nu? Cu gaură. O să vedeți imediat. Eu fac cu negre, dar eu, alea sunt mai mari, albe, vedeți? Am mai multe modele de perle. O să fac cu astea albe ca să se vadă bine în cameră, că sunt mai mari. Și ne trebuie așa, ață textilă. Momitorul. Două cârlige și patru perle. Ah, și un plumb. Îmi cer scuze că s-a văzut aici. Și un plumb. O să tai o bucățică de... Fac o motură așa de un forfac de vreo 40 de centimetri așa. Să încep prima dată cu plumb. Asta mai așa. Facem un nod. Vedeți? Facem. Vedeți? Am băgat pe aici. Facem o buclă. Vedeți? Am făcut o buclă. Una. Două. Trei, patru, cinci și strângem. Tăiem ce ne-a rămas. Știu de ce nu focalizează bine. Cred că de la culoarea asta portocalie, cred eu, nu știu. Tăiem o bucată fir textil de vreo 40 de centimetri pentru un forfac. Adică tot ansamblu monturi și legăm de linia principală. Linia principală eu dau cu fir de 0 20, un fir tare, feeder. Și acum, vedeți, am tăiat cam vreo 40-50 de centimetri. Și acum luăm o perlă. Vedeți, am băgat pe perlă. Și lăsăm cam așa. Cam vreo 10 centimetri. Vedeți? Punem așa, pe deget, ca să poată să intre și firul. Mai băgăm o dată pe perlă. Vedeți? Am băgat de două ori pe perlă. Acum luăm capătul. Și mai băgăm pe aici. O dată. De două ori. Și strângem. Deci, nu mai fuge acum. Am băgat și de două ori și am băgat și pe de două ori. Acum, mai luăm două bucățile de fir ca să facem forfacul.
Trebuia să fac cu niște cârlige mai mari ca să se vadă. Da, astea sunt cârlige de pescuit. Ceva m-a arătat eu, dar o să iau două cârlige mai mari de aici și așa, ca să vă arăt. Ceva de crăpălăi mai mari. Deci eu cu de-astea mici dau la pește. Cu 10, cu 12. Astea sunt cârligi mai mari. Acum am făcut, vezi, 10 centimetri de aici, de la plumb, până aici, la prima perlă. Acum să facem un forfac. Facem un nod fără nod. Nu trebuie să vă mai spun eu că știți și voi să băgați în spatele căligului către față. Tăiem ce a rămas. Deci am făcut un nod fără nod. Și acum luăm o perlă. După ce facem o buclă. Facem o buclă. Deci o buclă așa de vreo 6-7 cm așa. Ca să fie aproape de mămitor. Că de-aia e o montură mai specială. Facem o buclă. Bucla să nu fie chiar mică, să fie mai mare, ca să poată să intre pe perlă. O buclă normală. E firul cam scurt, că trebuie bucla mică, forfacul. Vedeți? Am făcut o buclă mai mare. Strângem. Deci e forța peștelui. Strângem bine nodul. Tăiem ce a rămas. Tăiem. Lăsăm un pic așa, puțin mai, nu chiar mic așa. Acum băgăm bucla de la forfac. O băgăm pe aici, până gaură la perlă. Vezi? Și băgăm pe aici. Cârligul. Vedeți? Și s-a făcut. Deci așa trebuie să fie nodul. Se vede, nu? Se vede. Acum îl băgăm. Deci așa trebuie să vină. Căligul. Așa. Îl băgăm pe aici pe perlă. Iasă textilă. Știți și voi cum e cu asta textilă, nu e ca cu firul, intră pe toate găurile. Vedeți? Și e culisant. Ca să ridic telefonul. Puțin mai sus ca să vedeți mai bine. Vezi? Deci nu are voie să se încurce montura asta. Acum punem momitorul
aici nu vrea să intre. Vedeți? Vede, nu? Acum luăm o perlă. Și lăsăm cam distanța asta. Să culiseze. Cam atâta. 2 cm în partea asta, 2 cm în partea asta. Mai băgăm o dată exact ce am făcut la prima, de două ori. Și mai băgăm de două ori așa. O dată, ca să nu fugă, să nu se miște, să fie fixă. Și strângem. În fine, ăsta fac de probă cu el, că nu dau eu cu ăsta. Le am în mașină toate scurile. Vedeți? Deci până aici. Să culiseze. Și acum nu. Îmi cer scuze. Trebuie să desfacă înapoi, să bagă cârligul. Prima dată cârligul. Mai fac încă un forfac. Cer scuze. Mai fac un nod fără nod. Am emoții. Nu știu de ce. Eu nu prea am emoții de felul meu. Am făcut un fac. Să facem tot aceeași lungime ca la ăsta de altul. Cam așa. O buclă normală. Iați o textilă, asta nu fuge. Să strângem bine nodul. Am mai zis odată aici, forța peștelui, știți și voi asta. Tăiem ce a rămas. Băgăm pe perlă, vezi, forfacul. Exact ca la primul. Vezi? Vede, nu? Acum băgăm ăsta și pe urmă băgăm perla care am băgat-o mai adineaură. Îmi cer încă o dată scuze. Deci montura asta garantat nu se încurcă. Am dat cu ea astăzi la pește. Deci nu se încurcă. Eu întâi probez și pe urmă vă pun pe YouTube. Altă perlă. Așa. Pus perla aici.
Cam așa, cam 2 cm într-o parte, 2 într-o parte. Mai băgăm o dată pe perlă. De două ori. Ca să fim siguri că nu pleacă. Vezi? De două ori. Tragem aici mai aproape. Cam aici bine. Așa, am băgat de două ori și mai facem de două ori așa. O dată. Două ori. Trângem bine nodul. Ne asigurăm că nu are voie să mai iasă de aici. Acum facem o buclă. Aici facem două noduri. Tăiem ce a rămas. Și asta e motura. Deci ne trebuie un plumb, un momitor, patru perle și două oace. Vedeți? Stai. E camera mai așa. A? Uitați. Deci nu are voie să se încurce. Vedeți? Noi când punem aici și am nadă, mămăligă ce punem noi, lipim pe mămăligă. Pe nadă. Odată așa și odată pe partea asta de altă. Și fire întinse la toți pescarii. Până data viitoare nu uitați să vă abonați la canalul meu de YouTube Fishing Canot. Toate cele bune, pe curând, sper că v-a plăcut, dați-i voi un like, un share și multă sănătate!